Chiar. Avem aici ghivecele biodegradabile. Avem aici pământul care trebuie udat. Băie și fete, de astăzi avem o nouă promoție fresh, rău de tot. Dacă intrați pe link și vă faceți cont, primiți 299 de rotiri fără depunere la Burning Hat, complet gratuit, fără depunere, fără nimic. Și dacă vreți și depuneți ceea ce este opțional, mai primiți încă 300 de rotiri extra la orice EGT. Deci doar intrați pe link, vă faceți cont și primiți 299 de rotiri fără depunere și scrieți-mi în privat dacă ați luat sau nu ceva din ele. Bun, băie și fete, am fost la Jumbo și am făcut aici niște cumpărături șmechere. Aici este partea de Halloween, pentru că o să ne facem un mini costumaș așa și o să punem o poză pentru Instagram, așa că am luat aici nebuneli. Și am mai luat aici chestia asta care... O seră! O mini seră în care o să creștem plante. Oare suntem în stare să avem grijă de o plantă? Păi cred că se crește singur aici, de aia nu are de asta, nu mai pui apușul de ea și chestii. Da? Și cred că ai și semințe. Semințe? Wow! Da, semințe de cultură biologică. Wow, uite, sistem de irigare, mamă, da, ghivece biodegradabile, măi, băiatule. Îți curioasă să văd cum o să, ce o să fie aici. Să avem sera noastră. Hai să ne plantăm marihuana. Și aici avem chestii pentru pozele noastre de Halloween. Ghiciți ce o să fiu, ha, 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 ha. Mi-a luat o perucă, bună. Mi-a luat o perucă albastră. Să știi, când eram mică, mi-am dorit foarte mult o perucă și am convins pe ei mei să mi-am luat o perucă blondă, da, de Hannah Montana, da, și am purtat-o în oraș. Era oribilă. Și eu când eram mic, nu le-am mai o perucă. Și mi-am tuns-o eu, mi-am făcut așa freză de emo și nebunele alea. What? Interesant. Chiar n-arată rău. Să spui asta înainte. Are muci în păr. Ce? Are muci în păr. A, nu, jegoasa. Mai bine, așa am vrut-o. Mamă, ce tare arată, ce-mi place, parcă un păr din alea super smooth și alea. Da. Vedeți poza pe care o să o facem cu nebunerile astea, o să o vedeți la noi pe Instagram, așa că dați-ne acolo follow la Sebi Crișan Înăși și Sidea 16. Mi-am luat aici un maio pentru asta, niște machiaje nebuneri, mi-am luat aici niște tatuaje, care cred că mi-au luat țeapă, cred că sunt doar șablon de la tatuaje și trebuie să le pictez tu, așa că dacă mi-au dat ăștia țeapă, că mi-am și luat vreo multe. Ok, deci eu vreau păr lung din nou, da? Uite-te cum arată! Chiar e drăguță! Nu-ți stă bine cu păr lung. Ba da! Ba nu, ți stă rău, zici că ești o țărancă. Ba nu! Eu vreau părul lung înapoi! Nu, nu, nu stă fain. Da, și eu te iubesc. Mie îmi place! Scrieți voi în comentarii dacă să-mi lați părul lung. Nu albastru, dar blond și drăguț. Sau? Stai că nici nu știu. Nici nu știu, bă, părul lung sau... Da, da, deja cu părerea nu mai... Nu, dar stai un pic să procesezi. Păi stai că oricum am văzut Jojo ăsta aici, nu l-am, n-am părul meu. Ia, dă-ți-l așa pe spate. Așa. Da, așa mi se vede că nu-i părul meu, bă. Stai așa, stai așa. Nu, ți-e stă mai bine cu părul scurt. Din da, exact până da, aici. Părul scurt. Nu. Ba. Bine, partea de sus are crescut dacă e așa mega lipit de cap, dar dacă o să fie a meu, nu o să fie așa. Dar da, trebuie părul lung înapoi. Ia, dă-mi și mie. Vreau să o pun și eu. Așa mă vedeți de acum înainte, fraților. Să știi că nu stă rău albastru. Dacă ai avea părul gen așa scurt până aici, așa albastru, culoarea asta ar fi tare rău de tot. Da, aș fi ca... Creierul. Ție se creierul. Da, ai grijă. Ai cum grijă, o mănuiești. Draga, e în spatele tău. Ia că poți să-ți o prinzi de capul ceva sistem aici. Serios? Băi, și mie chiar era de tot și că dacă 50 de lei. Deci că ești ceva mătușă. Aquaman. 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 Bă, dar să știi că ai fi un rocker șmecher. Eu sunt Satan. Doamne, ferește-mă. Da, deci mi-ai îmbuțit-o toată ce să mai. Ah, mi s-a agresat de cercei. Fata, ai grijă de cercei. Și mi-am luat niște bolulețe pentru supa la plic. Da, neinteresant. Nu e interesant, pentru că e foarte drăguț, tot timpul mi-am dorit. Am luat lipstick negru, care sunt curioasă dacă chiar e negru. Și gen dacă e pigmentat, dacă nu e doar așa cum un gloss mai închis la culoare. Cred că e, cred că e negru. Oh, da, e cam cărbune. Îmi place ce văd. Ți-ai explodat soba în gură. Am ca suflete. Nu am așa o băieță un alt, dar că merge bine cum mai e ăla. Și ce mai băi ce vopsea nebunea de asta de popcorn? Bine, vreau să despachetăm asta. Și scrieți în comentarii, băieți, ce plantă vreți să crește. Vrei să încerci? Și să-i probezi? Aștia sunt ciorapii sexy, a? Ciorapii sexy. O să-i probezi, dar nu pe cameră. Da, pare drăguț. O să-i vedeți în poze, prieteni. Da, și mai avem ceva culori, niște mânuși ca să fac curat.
I-am luat și bureței special pentru că pe tine o să te facem pe față alb sau o să mă fac? Nu, eu nu o să mă fac. O să te facem doar pe tine. Hai să-ți pe tine. Și cam atâta. Hai să strângem astea și să despachetăm ăla. Hai să vedem, tata. Facem grădinari sau nu ne facem grădinari? Si! Wow! Dar așa că trebuie să o asamblăm aici, tată. Avem mânuși. Avem mânuși. Piricări de aici, de nebun. Știi cum arată asta? Știi că la un moment dat la Lidl îți dădea pliculețe, plante, cu tot felul de chestii, cu roșii, cu ardei, da. Ia, ia. Aici, așa cred că semințele. Avem busuioc, ridiche și mazăr. Ce tare! Salată verde și spanac. Cum crește o salată aici? Spanac, da. Mai fi chiar spanac. Să și mâncăm din ăsta. Să ne facem pe balcon, ca mai grădină. Hai să vedem dacă știm să asamblăm nebunerile astea. Asamblarea serei. Ce liniștitor. Pare. Salut, ți-ai asamblat corect sera. Ai citit cu atenție instrucțiunile de mai sus împreună cu un adult. Trăhemăm un adult. Băi, mai greu decât credeam, băi, efectiv. Trebuie să pui aici corect astea, să le întinzi, să se deschidă așa, să vină, să facă. Și le-am pus greșit, bineînțeles. Acum trebuie să scoată asta așa. Am și obosit. Ăsta trebuie să vină așa, da? Și ăsta trebuie să-l pun așa. Normal ar trebui așa, ca să fie colțul, știi, să fie... Brain damage. Mamă, dar ce mă enervează să trag mânuși pe mână, bă, omule bun. Mă una întreagă, aia deja mă enervează. Bun, băieți, am terminat. Gătești, sopete, băca! Am terminat aici sera noastră, cea de toate zilele. A fost destul de greu, sincer. Chiar a fost surprinzător de greu. Avem aici ghivecele biodegradabile. Avem aici pământul care trebuie udat, da? Da, ce zici aici? Nu, nu e nicio instrucțiune de cum să plantez. Nu? Nu, da, în cele 10 pagini. Nu e, cum am uitat mai înainte. Scrie aici, uite, însă. Aici. În spantare. Pregătește pământul, pune o tabletă de turbă într-un pahar. Avem un pahar. Avem aici apa, băieți. Trebuie să punem pământul. Acum ce că trebuie să așteptăm până surge nebuna toată apa. Da, nu, e bine, uite, trebuie să pui în apă. Nu cred că chiar atâta. Hai, da, mai pune. Uite, ce? Mai pune una. Păi nu în ăsta, da. Uite, vezi că deja se... ăsta, deja începe să se lățească. Ce plantăm? Punem din fiecare. Dar uite că avem 6 din alea și avem 5 semințe. Ce e asta, jumbo? Trebuie să o alegi pe preferata în care pui de două. Sau lasă una pentru ce vrei tu. Ce se mai întâmplă aici? Asta unde o punem? O punem... Nu, acolo. Trebuie să o pui la soare. O la soare. Ba! Dulapă punem. Nu, zice că trebuie la soare. O punem la geam. Nu avem loc. Uite, pământul deja se... ăsta, cred că am pus prea multă apă, să mai arunc din apă un pic. Da, mai arunc. Da. Bun, băieți, deci avem aici pământul care este gata. Acum o să îl punem în chestia asta, să vedem cum o să-l punem. Cred că o să-l punem gen... Ai linguriță acolo. Păi, e fain să fii grădinar. Da? Mie îmi place. Am făcut și noi două linguri de pământ. Hai, iubirea mea, plantează aici să avem de mâncare la iarnă. Hai, că aici de ce-s combinate? Păi, toate. Cum adică toate? Care zice pe plic. Cum adică? Păi, te-ți arată mazele astea mai mari, ce erau să busuioc și ridiche. Bun, busuioc nu vrem. Ba! Ba? vrem. Da, eu în special, care e ridiche? Stai să văd. Ridiche e ăsta maro. Mă, păi și câte semințe ar trebui să punem? Pe toate. Nu, mă, ba, că ies, nu. Lasă pe toate, să fie. Da, o să iasă prea aglomerate, mă. Eu aș fi pus una de nu era aici. Cum una, mă, ești nebună? Deci, ridiche. Stai, nu așa. A, nu una, pune mai multe. Deci dacă descrici, eu zic că ajung. Ok, și astea mari ce erau? Deci mazăre. Da, oare asta chiar e mazăre? Mică, e nefăcută? Da. Cred că da. Uite, puteai să faci pe asta. Așa, o găurică. Una, două. Două și fii atent, mai bagă. Trei. Trei, patru. Asta că e verde, 5. Gata. 6. Gata. 6. Și aia de cannabis, unde ești că ai pus-o? Place, parcă mie îmi place. Da, hai să ne apucăm de crescut din astea. Păi să nu le combin, să iasă ceva mutanți. Trebuie să-i ridiche cu cap de mazăre. Bun, aici ce avem? Aici avem salată verde și spanac. O, deci doar două. Una. Yeah. 6. Păi la una trebuie să alegem ce ne place mai mult. Bravo. Și eu spanac de ăsta. Nu, tu ai salată. Salată. Mă enervează, dar după ce nu au putut să le bage separat. Hai. Ce e aici? Uite așa, mă. Ce te face fără mine? N-ai avea legume bio. Oricum, dacă crește, trebuie să-i luăm ghiveci adevărate. Nu cred că o să iasă niciuna, sincer. Ba da, o să iasă. Eu am încredere, da. Măcar să albire așa mici. Hai să facem o chestie. Fiecare le amestecat și fiecare trage câte un ghiveci și fiecare trebuie să mănânce într-o zi numai ce crește în ghiveciul ăla. Bine. Fii atentă, în asta hai să le băgăm pe toate. Toate? Yeah.
Ce nebun ești! Dar nu așa, câte una din fiecare, mă. Nu câte una. Băgăm acolo așa, o... Atât, așa, așa, gata. Nu mai pune, nu mai pune, te rog. Ești wild. Nu mai, nu mai. Dați bagio, mă. Bun, nu mai știm care cum. Dar o să le punem aici așa. Bem. Una, două, trei. Așa! Plantele sunt aici la locul lor. Oh, no! Uite că mere, mă. Păi la asta sărac nu uite. Uite ce curge la aia. Și la aia nu dă nimica la asta mutant. Bun, băieți, deci o să revenim în următoarele vloguri cu update-uri de la seara noastră minunată. Ăsta nu, lasă deschisă. Ce faci? Ești că vin cu tort. Bun, deci o să o pun aici. Așa, pe jos? Da. Și o acopăr, copertea. Oh. Da, eu zic să o punem în masă. Nu, că nu ajunge soare. Ajunge, mă. Gen, dacă tragem perdelele ziua, că noaptea oricum nu-i, vine lumina și pe masă. Nu, trebuie să fie soare frumos, direct. Mă supăr, serios, și nu mai le dau apă. Da, bine, atunci le lăsăm acolo. Dăm perdea după, ca să aibă ele, chiar dacă noi n-avem. Poate să le fie prea cald. Nu, că iarnă. It's cool. Bun, băie și fete, eu sunt gata. Ăsta este machiajul meu, avem aici niște tatuaje cu păienjen pe mine aici. Ăsta îmi place cel mai mult cu capul ăsta de lup. Ăsta cu pistolul, șmecheleară și da, îmi place cum arată. Mai avem aici lanțul pe care o să mi-l pun după ce se uscă tatuajele. Și restul o să fie Photoshop, băieți. O să vedeți ce mișto o să iasă. Mulțumim lui Sam pentru această minunată poză care o să o face. El se pricepe în Photoshop, deci dacă aveți nevoie de editor sau de chestii, contactați-l pe Sam. Ești cheală. Stă bine? Bă, nu stă rău cheală, sincer. Să mă fac chiar, scrieți-mă în comentarii, prieteni. Bun, băi, și cam atât a fost și cu vlogul acesta. Noi sperăm că v-a plăcut, o să vedeți pe următoarele vloguri cum... Trebuie să ne alegem ghiveciul. Uite, a meu e ăsta aici, bine? Și ăla a tău e de lângă. Bine, bun. Pe care o să mâncăm până o să fie gata. Păi, nu o să avem destul acolo și o să ne cumpărăm într-o zi doar mâncarea aia și trebuie să mâncăm doar mâncarea aia. Da, bine. Da, băi, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și ne auzim. Ah!